Bună ziua! Bună ziua, dragi prieteni! Mulțumesc tuturor celor care sunteți împreună cu noi în această zi minunată. În toamna anului 2009, după ce primul tur al alegerilor prezidențiale de atunci a trecut, am participat aici la Brașov. La Brașov. Dacă e nevoie, puțin mai spre stânga. Am participat, spuneam, aici la Brașov, la o primă întâlnire electorală în care candidatul rămas în cursă împotriva lui Traian Băsescu, candidatul Partidului Social Democrat, era susținut de noi, de mine, candidatul ieșit din cursă, și de colegii liberali. Aici la Brașov a fost prima dată când am vorbit în fața unor oameni în roșu, de care simțeam clar că în acel moment mă leagă un scop comun, o țintă comună și o datorie comună. Am făcut-o atunci și n-am câștigat bătălia, dar pe parcursul acelor două săptămâni mi-am dat seama că galbeni sau roșii, liberali sau socialdemocrați, avem împreună o responsabilitate față de această țară, și anume de a o elibera atunci când vom putea și cât de repede vom putea de clanul, regimul, mafia lui Traian Băsescu și Partidul Democrat zis liberal. Chiar de-a doua zi, din momentul în care Traian Băsescu a mai dobândit, așa cum a dobândit în condiții foarte discutabile, al doilea mandat, noi toți am început un război de rezistență și de eliberare. Dragii mei, ieri, unitățile cele mai avansate, în frunte cu Victor Ponta, au eliberat Palatul Victoria. Acest lucru a fost posibil pentru că noi am fost în stare, noi toți, să înființăm și să păstrăm Uniunea Social-Liberală. Fără Uniunea Social-Liberală, Partidul Democrat nu ar fi ajuns în această stare de descompunere. Fără Uniunea Social-Liberală, moțiunea de cenzură n-ar fi trecut ieri. Fără Uniunea Social-Liberală, o parte din ce în ce mai mare dintre alegătorii României nu ar fi avut o speranță. Astăzi o are și acest lucru vi se datorează și pentru acest lucru vă mulțumesc. Vom merge împreună mai departe, vom câștiga bătăliile politice care ne așteaptă, dar vreau să știm cu toții că nu urmează parada victoriei, ci urmează un efort dificil de reconstrucție, de îndreptare a lucrurilor, de așezare a tuturor lucrurilor și raporturilor între oameni pe baze normale. Românii trebuie să primească imediat înapoi niște lucruri care le-au fost luate. Înainte de pensii, înainte de salarii, înainte de dreptul la proprietate, ei trebuie să primească, și asta se poate face din prima zi, dreptul la speranță și la încredere. Nu sunt vorbe și nu sunt povești. Niciun guvern nu poate duce spre bine o țară și nicio țară nu poate fi guvernată bine dacă oamenii nu au încredere și nu așteaptă cu speranță de la guvern, de la autorități, de la conducătorii lor. Iar primul semn că se poate avea încredere în noi este acela că
că am avut curajul să ne asumăm răspunderea preluării guvernării și n-am stat deoparte să facem calcule politice. Puteam să stăm foarte bine și să lăsăm guvernul ungureanu să ne bage puncte electorale în traistă încă 5 luni. Dar am văzut și am știut că asta se face pe spinarea oamenilor, pe viața oamenilor, pe suferința de la o zi la alta mai mare a oamenilor. Și am avut curajul să spunem nu, putem opri acest lucru și ne interesează să-i ajutăm pe oameni imediat ce putem. Și de ieri, cu premierul desemnat Victor Ponta în frunte, putem. Nu aveți niciun fel de îndoială în legătură cu unitatea și cu hotărârea noastră. Victor Ponta este premierul nostru al tuturor, al celor din PSD, în egală măsură cu al celor din PNL, cu al celor din Partidul Conservator, este al nostru în egală măsură, dar este pentru toți cetățenii acestei țări, indiferent dacă au opțiune politică, indiferent dacă fac politică. Datoria noastră, membrii partidelor care compun Uniunea Social Liberală, este să-l sprijinim și o vom face cu toată forța. Datoria lui nu e față de noi, ci e față de toți cetățenii României. Să fim bineînțeleși asupra acestui lucru. Nu se pot face minuni în România și nu se pot face minuni în politică. Minunile le face când le face Dumnezeu. Dar în România, noi, care n-am promis minuni, spunem încă o dată, se pot face lucruri normale, se pot face lucruri corecte, se pot face lucruri care stau în puterea oamenilor și care stau în puterea oamenilor politici responsabili. Asta am promis, asta promitem cetățenilor României și asta vom face pentru cetățenii României, pentru că se poate. Alegerile locale sunt un moment foarte important, cunoașteți foarte bine rolul celor aleși în viața comunităților și, într-adevăr, una din marile bătălii se va da la Brașov. În județul Brașov, unde trebuie să păstrăm un președinte care și-a dovedit capacitatea și devotamentul față de comunitățile brașovene, Aristotel Căncescu, unul din liderii Partidului Național Liberal, și unul și unul vreau să știți acest lucru, unul din oamenii care mi-au fost cel mai aproape atunci când am constituit Uniunea Social Liberală. E un om care a crezut la fel de mult ca mine în această construcție și e un om căruia și pentru asta vreau să-i mulțumesc astăzi la Brașov, fața dumneavoastră. Cum îi mulțumesc și domnului președinte Niță, la fel unul din oamenii care au fost dedicați acestei idei și hotărâți. Avem de eliberat Brașovul. Brașovul este cu adevărat și în toate sensurile unul din marile orașe ale României. Prin istorie, prin tradiție, prin cultură, prin forță economică, prin nivel de educație. Avem un om tânăr, pe domnul Cătălin Leonte, gata să conducă acest oraș, să-l ducem acolo, prin votul nostru, prin campania noastră, să-l ducem acolo la 10 iunie. Închei spunându-le tuturor celor care au încredere în mine și au încredere în Victor Ponta și au încredere în noi, cei care ne-am asumat toate riscurile acestei lupte și acestei construcții. Dragii mei, puteți avea încredere în continuare în noi neștirbită. Nu vă uitați la propaganda de 24 de ore din 24 a puterii care spune că, sau spunea, că nu vom rezista până la alegeri,
că nu vom putea fi împreună, că Antonescu îl pândește pe Ponta și Ponta îl păcălește pe Antonescu, că nu vom fi în stare să ne asumăm răspunderea. Iată dovada că au mințit, iată-ne aici împreună, nedezmințit unul lângă altul și iată-l pe Victor Ponta, premier desemnat al României. Aveți încredere neștirbită în valorile pe care noi le-am prezentat de fiecare dată în fața dumneavoastră și pe care le apărăm. Nu le-am trădat și nu le trădăm nicio secundă. S-a discutat mult în ultimele zile despre traseism, despre faptul că am încercat să atragem sau să convingem niște oameni să vină de partea noastră și să voteze moțiunea de cenzură. Nu s-a discutat despre traseism atunci când doi foști președinți ai Partidului Național Liberal plecau la putere. Nu s-a discutat despre traseism atunci când trei sau patru președinți de Consiliu Județean din Partidul Național Liberal plecau la putere. Nu s-a discutat despre traseism atunci când un grup masiv de parlamentari, mai ales din PSD, erau trași la putere și constituiau un partid care nu trecuse prin votul electoratului și care a asigurat majoritatea guvernelor Boc și Ungureanu. Se discută acum. Nu avem nicio teamă să discutăm. Aveți încredere în noi. Știm să facem compromisurile necesare pentru a câștiga ceea ce trebuie câștigat, fără să ne abandonăm valorile. Da, am convins niște oameni că noi suntem puternici, că noi vom câștiga și iată că am pus capăt guvernelor Boc-Ungureanu. Nu vom trăda nici principiile bunului simț, nici principiul dreptății sociale, nici principiul corectitudinii, nici valorile libertății. Vom face cu voturile dumneavoastră după ce vom câștiga alegerile locale, după ce vom câștiga alegerile parlamentare, după ce vom câștiga alegerile prezidențiale, vom face până la ultimul punct ceea ce am promis în fața țării. Vă doresc sănătate, vă doresc încredere și vă doresc să aveți puterea să faceți efortul maxim pentru a câștiga și bătălia grea de la Brașov. Doamne ajută!